Animalele din natură câteodată ajung în grădini zoologice. Sunt două principii care vreau să le subliniez. Primul, cele care se află pe liste speciale urmărite de biologi vis-a-vis de situația populațiilor lor, pe cale de dispariție sau în risc populațional, aceste animale sunt supuse unor convenții internaționale care nu permit păstrarea lor, menținerea lor sau luarea lor în grădini zoologice. Mai sunt și animale care nu sunt pe astfel de liste, dar care, dacă sunt animale mai evoluate, nu mă refer la un crab, dar dincolo de o reptilă mare sau un mamifer, de exemplu, sau o pasăre, se adaptează greu în condiții de captivitate, în condițiile spațiului limitat, în condițiile mediului antropizat și, în consecință, multe din ele nu se adaptează și pierd. Este un procent, în general, cunoscut la marea majoritate a speciilor, în anii trecuți, cel puțin, când se făcea popularea grădinilor zoologice, în special pe această cale, de neadaptare. Procent de neadaptare care poate să fie foarte mare, dincolo de 50%. Ei bine, chiar dacă este un risc asumat, nu este corect din punct de vedere al bunăstării animalelor și a respectului față de biodiversitate, față de viață în general. Și atunci, dacă ai posibilitatea să-ți procuri animale născute în captivitate, adaptate, care au crescut acolo, care s-au format și care au reflexele în consecință și care au șanse mult mai bune de adaptare și, în consecință, să arate și bine, să fie și frumoase, sănătoase și să nu creeze impresia, știu eu, peștele de acvariu care în continuu merge de-a lungul geamului și alte animale din grădini zoologice care merg de-a lungul gardului, cum sunt, de exemplu, marile carnivore, e bine, atunci când este posibil, să nu se practice acest vechi obicei. Și, de asemenea, animalele născute în captivitate, repet, sunt mai bune decât cele care sunt luate din natură. Deci, două principii. Primul este cel legislativ, convențiile internaționale care țin în special de animalele situate pe liste de risc populațional, dar și animalele care, fiindcă sunt mai evoluate, animale superioare, se adaptează greu în captivitate și aici este vorba de bunăstare. Ăsta este motivul pentru care insist și noi, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, insistăm ca să ne aducem numai animale născute în captivitate și să lăsăm animalele din natură să se întoarcă acolo. Episodul cu broasca țestoasă, pe care am găsit-o la Vadu, au găsit-o pescarii, prinsă în plase, care era într-o zonă quasi turistică, într-o băltoacă cu turiști prin jur. Am luat-o de acolo, o ținem într-un bazin, am făcut deja demersuri, am transmis organizațiilor de protecție animalelor o cerere de sprijin pentru relocarea ei în Marea Egee. Avem și posibilitatea de a o reloca undeva la sudul litoralului românesc, să mergem undeva la Vama Veche, să ieșim cu o barcă în larg și să o plasăm undeva în larg. Însă, șansele ca ea să treacă prin, să spunem așa, strâmtoarea, scurgerea Bosforului sunt, cred eu, destul de mici. Și, în consecință, aș dori ca ea să ajungă direct în Marea Egee sau în Mediterană măcar și să găsim o soluție prin care tehnic să fie posibil, fără să-i pricinim nicio fel de suferință sau cât mai puțină suferință animalului pe timpul transportului, ca el să ajungă în condiții bune. Este păcat, sunt suficiente exemplare în natură din această specie. Există și o variantă mediteraneană care deja este micșorată, e un fel de nanism insular sau nanism în mări mici, fiindcă nu mai ajung la dimensiuni de 1,5-2 metri, cum se întâmplă în marile oceane. În Mediterana rare ori depășește 1 metru în diametru și 100 de kilograme. Însă e o populație formată, e o populație destul de consistentă. În jurul insulei Zakynthos se și reproduc pe insula aceasta și ar fi bine dacă putea să o ducem acolo. Ăsta este motivul pentru care și pe această cale fac un apel acolo unde este posibil să găsim un transport. Ideal ar fi ceva marin, o navă care să plece spre Grecia și pe care să treacă Bosforul și să o plasăm dincolo de Bosfor de Dardanele, să ne putem asigura că
se adaptează. Ea aici ar fi murit în o lună, o lună jumate. Temperaturile minime pentru această specie fiind de 18 grade vor fi atinse undeva în octombrie, sfârșit de septembrie-octombrie în mările noastre, în marea noastră și în consecință nu ar putea supraviețui. Ar intra în letargie, fără mai spune că este un animal cu un cioc destul de puternic, făcut să spargă corali, făcut să mănânce nevertebrate dintr-un fund pietros sau de corale al mărilor. Ei bine, aceste animale nu au ce să mănânce în condițiile noastre, respectiv fund nisipos, nevertebrate cu cochilitari, și mă refer la rapan în mod particular, midii tot mai puține, fiindcă și ele vor fund stâncos.